Bună, iubițelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Ne uităm acum pe catalogul Evident Oriflame, numărul 9 pe 2024 și acesta e valabil din 18 iunie până pe 8 iulie. Așadar, e timp suficient să vă hotărâți ce anume doriți să cumpărați. Sigur, în cazul în care veți dori să cumpărați ceva. Dacă nu, oricum noi ne delectăm, pentru că și eu sunt curioasă. Uite, chiar de data asta nu m-am uitat deloc prin catalog, de obicei îl răsfoiesc așa un pic, dar acum chiar nu m-am uitat deloc prin catalog. Cu alte cuvinte, ne uităm împreună și vedem ce anume, ce conține. Aici e noul parfum pe care îl lansează Oriflame, Whispers of Me, 7 seducătoare. Și vă spuneam eu când am testat acea mostră că e un parfum absolut minunat. Ia. Da, e superb, e superb, ce să vă spun. Un parfum care place la toată lumea și e absolut minunat. Ia să ține o revista, uite așa, să se vadă, să fie frumos încadrată. Bun. Și e un parfum, dacă tot suntem pe pagina asta. Apropo, uitați, aici mostra cartonată costă 2 lei, așadar puteți lua mostra și în felul ăsta știți dacă, mă rog, în cazul în care aveți ceva îndoiel sau, nu știu, poate e vreo aromă de pe acolo care nu e pe gustul vostru. Aici scrie că ar fi vorba, deci, repet, un parfum floral lemnos moscat care conține pară, acorduri florale de petale luminoase, e, asta nu mai știu ce înseamnă, dar în fine, bănuiesc că ceva frumos pentru că miroase foarte frumos și mosc. Așadar, moscul era cel care în siaj mi-aducea aminte de Prada Candy. Aici ce mai avem? Aici avem niște lip balmuri, niște balsamuri de buze. Da, nu știu ce să spun, par ele pigmentate așa, nu știu, poate dacă voi ați cumpărat și știți cam care e treaba cu ele, dacă sunt bune sau nu, bune, da, și bune sau nu, și mai ales dacă sunt pigmentate, dar și bune. Deci dacă sunt bune, dacă sunt pigmentate, poate lăsați în comentarii dacă ați apucat să cumpărați prin comenzile anterioare sau poate știți de la altcineva, o colegă, o prietenă, mă rog, așa, o cunoștință. Aici sunt, ia uite, în versiuni mini, ape de parfum Divine, ediții de poșetă, le spun ei, apă de parfum Divine, Possess, Love Potion, Amber Elixir, da, foarte, foarte drăguțe. Ia să vedem, foarte multe parfumuri, uite, foarte multe parfumuri și foarte multe oferte. Deci, spune așa că e 50, ți se acordă 50% reducere din prețul standard când cumperi oricare două, așadar la două parfumuri. Da, nu e rău, nu e rău, e chiar foarte, și sunt semnalate cele care intră la această Possessie absolut, ia să vedem. Da, și acesta e absolut minunat, să-l țineți minte, absolut minunat. Acord de rodie, osmantus, absolut de osmantus, acord lemnos ambrat. Bine, poate lucrurile astea nu spun neapărat mare lucru, dar e superb, e minunat. Știi cum e, dacă nu ești, bun, dacă îți spune că are parfum de frezie sau de lăcrămioară, știi cum stai, da? Când te ia așa cu niște chestii și aromă de petale luminoase, nu mai știi despre ce este vorba. Dai și tu din cap, da. Aici la fel și parfumul acesta și acesta. Da, hai să vedem și altele, că acum vedem aceste parfumuri, sunt frumoase, sunt deosebite, dar hai să... Ei, oferta, uite, ține mult. Mai Miss Giordani Floral, ia să vedem.
Splendid! Are neroli, iasomie, tuberoză, bujor și ylang-ylang. Foarte! Foarte frumos parfumul. Și ia să vedem Eclat Femme. Eu știu Eclat Weekend. Eclat Femme, nu știu, parcă nu mă impresionează. Ori nu au reușit ei să parfumeze aici cât trebuie. Nu știu ce să zic. Pare drăguț, dar cred că înainte de a cumpăra, cred că aș vrea să iau o mostră din aceea cartonată, ceva, pentru că nu, sau mă rog, o mostră poți cumpăra. Pare drăguț, da, parcă nu cred că au dat suficient, nu cred că au pulverizat suficient acolo. Ia să vedem ce alte parfumuri, tot așa, e o ofertă foarte, și aici să fiți atente și voi, că e o ofertă foarte bună, că nu toate parfumurile au preț 120 și ceva de lei. De exemplu, Giordani Gold Essenza e absolut superb, superb. Merită cumpărat și cuplat cu un alt parfum, astfel încât să beneficiem de un 50% reducere. Da, e aici, cum se cheamă parfumul acesta? E a Lucia Bright Aura. Știu că am încercat Lucia simplu și parcă nu am fost așa încântată. Iarăși, nu cred că au pus, nu au pus suficient parfum. Sunt unele mostre care, da, nu știu, miroase plăcut. E ceva plăcut, dar foarte palid, încât, nu știu, stau și mă gândesc că nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Da, ia să vedem mai departe. Ia uite și parfumul acesta Joyce, care e unul dintre parfumurile acelea cu prețuri foarte seducătoare, cu prețuri foarte mici, așa. Ia să vedem dacă. E cam, nu știu de la ce vine. E un pic cam înțepător, așa. Nu știu ce să zic. E cam înțepător așa și parcă aduce aminte de un parfum sau un deodorant înțepător pentru bărbați și nu. Da, nu știu ce să zic aici cu semnul întrebării. Da, mi-aș cumpăra mostră. Eu aș aștepta, mi-aș cumpăra mostră și dacă mostra într-adevăr mi-ar confirma. Parcă e drăguț, dar parcă nu știu, parcă ceva, nu știu. Mirosul ăla prea înțepător. Da, în fine. Deci eu mi-aș cumpăra mostră pentru a fi absolut sigură. Iubițelelor, acesta e un parfum Eau Sweet, dulce de lece. E un parfum absolut superb, absolut superb. Deci, ce să spun, minunat, minunat. El e genial la preț și când îl cumpere așa singur, e 48 de lei în revistă. Așa. Și e deja are reducere că teoretic s-ar vinde la preț între 88. În fine. Ia să vedem. Mango, acord gelato, vanilie, e celălalt. Nu știu, cred că pe el l-am încercat. Ia să vedem un pic. Da, pe el, deci acesta e catalogul trecut și despre el vă spuneam că miroase frumos, dar parcă e gel de duș, parcă e parfumul unui gel de duș. Pentru un gel de duș e minunat, dar pentru un parfum parcă e ceva ce nu, parcă și nu se potrivește, nu știu de ce. Așa. Vai, dar avem la parfumuri, ia uite câte pagini, 26-27 numai de parfumuri. Mai avem aici un Love Potion, Blossom Kiss. Zice că e cu smochină, floare de crin, vanilie. S-ar putea și aceasta să fie. Despre aceasta v-am zis că e absolut superb. Când cumperi unul, e 42 de lei, dacă vreți să cumpărați unul singur, dar dacă veți lua două parfumuri, el va costa doar 27 de lei 50, 49, mă rog. 27 de lei 50, deci iarăși un preț foarte bun. Și ia să vedem, cred că așa aici s-a terminat cu parfumurile, dar oricum un adevărat regal în ceea ce privește parfumurile. Hai să mai vedem și altceva. Uite, perlele acestea, ele sunt de multă vreme în
portofoliul Oriflame, nu e vreo noutate ceva, dar sigur că na, sunt interesante, Golden Bronze pentru... Uite, nu știu dacă eu am ceva din perlele astea, cred că am ceva din perlele astea, uite, o să facem un machiaj și o să le și prezentăm. Da, cred că am ceva în colecția mea, ia să vedem dacă... Numai bine, mi-am adus și cafeluța lângă mine. Nu, nu cred că am, dar oricum cât de curând v-am spus că facem colecția și facem și ordinea acolo. Și o să vedem cu ocazia asta dacă am sau nu am. Dar parcă nu, aș zice că nu. Bun, să mergem mai departe. Fondul acesta l-am luat, l-am cumpărat, l-am încercat. Despre baza de machiaj știm ce bună e. Asta e o altă pensulă de fond de ten 31 și acesta l-am cumpărat. Giordani Gold Mineral. Ia să vedem ce mai avem aici. Ruj lichid cu finisare mată. Din asta, din rujul acesta nu am comandat și spune că e infuzat cu ser botanic pentru a susține producția de colagen și elastină. Pigmentare completă dintr-o singură aplicare. Da, nu-i rău, 46 de lei văd. Și aici avem celelalte rujuri. Vă spuneam eu că aș vrea să-mi cumpăr toată colecția pentru că sunt absolut superbe. 52 de lei, da, ele nu erau ieftine nici la, nici la lansare. După cât văd eu până acum, nu avem decât o singură noutate, parfumul Whispers of Me. Deocamdată nu avem noutăți, nu nimic, poate de acum încolo. Da, uite, niște creioane de sprâncene foarte drăguțe, poate ar trebui să încercăm. Și cred că până la urmă, dar nu acum, poate cu o altă ocazie, că acum are 46, acum costă 46. Cred că în catalogul anterior era la 20 și ceva de lei, la un preț foarte bun. O să amânăm, dar o să cumpărăm și mascara aceasta, pentru că, uite, parcă îmi face cu ochiul și când văd periuța aceasta, cu, că e așa, cu perișori scurți, foarte deși din plastic, asta e o garanție că aranjează foarte frumos genele și înseamnă că le face foarte, foarte, foarte frumoase. Pudră. Foarte interesant. Apropo, în ceea ce privește pudrele, dacă nimeriți vreodată o pudră mai închisă și nu mai aveți închisă la modul că sub nicio formă nu veți putea să o folosiți pe față. Bine, asta nu înseamnă că ați cumpărat o pudră care chiar e atât de închisă. Înțelegeți voi la ce mă refer eu acum. Așa, deci mai închisă decât tenul vostru. O puteți folosi fie ca bronzer, ca bronzer pentru conturarea tenului, deci bronzer slash conturare a tenului, fie o puteți folosi pentru pliul ochiului și acolo va fi în funcție de situație, fie ca o culoare frumoasă, mai închisă, dar în ton totuși cu pielea voastră și estompați cu propria pudră sau un alt sau un far de ochi dedicat, fie poate chiar e atât de... Poate diferența nu e chiar mare, adică diferența ar fi mare doar dacă v-ați dat cu pudră, cu această pudră pe toată fața și atunci ar fi urât. Dar dacă aplicați în pliu, ca fard și se estompează singur, adică poate că nici nu mai e nevoie de... Deci un acel despre care vorbeau întotdeauna, dacă sunteți mari amatoare de machiaj și ați urmărit întotdeauna lucrurile acestea, în pliul ochiului sunt acele farduri care fac trecerea dintre fardurile care se aplică pe ploape și ceea ce aplici sub sprânceană. Noi de obicei nu mai iluminăm acea zonă, dar putem încerca. De obicei iluminarea zonei respective. În schimb, trecerea trebuie să se facă foarte fin, foarte diafan, foarte estompat. Dar se poate ilumina, însă, pentru un plus așa de, nu știu,
cum am zice noi, ca pentru o petrecere, altfel parcă e prea mult. Și acesta îl avem. Ia să vedem ce mai avem. Și Wonderlash și acesta l-am încercat. Știm despre ce e vorba. Uite, mascara asta n-am reușit să cumpăr online. Nu mai știu, cred că era numai cea roz. Și eu aș fi vrut să o iau pe aceasta, dar nu știu. O să vedem. O să vedem. Da. Ia uite paleta pentru sprâncene și din câte am înțeles la această paletă e și pentru sprâncene și pentru ochi. Deci se poate realiza un smokey eye foarte, foarte, foarte frumos și totodată și uite ce nuanțe aparte și totodată să ne facem și sprâncenele. Și este și gel pentru fixarea sprâncenelor. Da, uite că am parcurs, nu știu dacă jumătate, nu, o treime din revistă și uite că nu avem noutăți. Aici niște farduri cremoase de ochi și sub formă de creion și sub forma aceasta ca de gloss, creioane de buze, acest ruj, ia uite, 41. De obicei, parcă e un pic mai ieftin, dar probabil că diferă de la o revistă, cu siguranță diferă de la o revistă la alta. Foarte bune aceste rujuri, chiar și eu aș vrea să mai completez. Știu că eu am, stai să vedem, deci știu că eu am Ultra Terracotta și stai, da, și Ultra Bordeaux, parcă așa țin minte. Ultra Terracotta, sigur, și Ultra Bordeaux. Dar și celelalte nuanțe sunt absolut superbe. Ce mai este aici? A, uite, eșantioane pentru rujurile Smart Sync și costă 1,30 €. Da, nu e rău deloc. Chiar stăteam și mă gândeam acum. Nu e rău deloc. Deci ar fi 3 ori 5, 15. Nu e rău. Nu e rău. Și în felul ăsta știi deodată dacă îți plac sau nu. Iarăși rujul cu strălucire intensă, batonul styler, uite și iluminator lichid perlat, foarte frumos, chiar arată foarte bine. Mă uitam și în revista trecută, foarte frumos acest iluminator, pare să fie deosebit. Pare, nu știu, aș zice că acesta mă încântă mai mult decât acesta. Serios. Da, o să vedem. Ia să... Da, mă așteptam să fie mai multe... Deci, ce mai avem? Corector, pudră... Mă așteptam la niște noutăți, nu știu... Cremă corectoare matifiantă. Și zice că nu necesită retușuri... Ia să vedem pe aici, pe la unghiuțe, ce mai este. Nici aici nu avem noutăți. Și culorile respective, care erau deja. Da, na. Poate totuși vin și ei cu ceva. Am încercat, mi-a plăcut. Și pe aceasta am încercat-o, iarăși mi-a plăcut. Dar uite că mă uit după noutăți și nu văd noutăți, nu știu. De ce nu... Ia uite o mască purificatoare. Gama Even Out. Aici e pentru gel pentru curățare profundă. Cu particule care eliberează ulei, curăță și decongestionează porii fără să usuce pielea. Cică recomandat pentru piele aspră, decongestionarea porilor și o senzație de prospețime intensă. Nu e rău. Niște măști, măștile lansate în catalogul trecut. Costă 4,50 €. Măscuța.
Ia să vedem. Gamma Want. Serul ulei uscat. Skin Renewing Peel. Foarte bun așa asta. Aici, ia uite. Gamma Nove Age. Serurile. Cred că sunt interesante serurile astea. Nu știu, nu le-am încercat. Dar când le vezi așa frumoase și, nu știu, așa parcă te gândești la textura aia așa frumoasă de ser. Ia să vedem aici. Ia uite, din nou e la ofertă. Perfect. Perfect. Abia aștept. Și... ce mai este pe aici? Sunt gamele dedicate. Aici e deja nutriția. N-am încercat, dar probabil că sunt interesante și mă gândesc că au și ele rolul lor. Dar știți cum e, fiecare știe cel mai bine. Uite, de exemplu, pentru controlul greutății, nu poți să faci lucrul ăsta trecând neapărat pe pâine și apă, nu poți să faci așa ceva. Și probabil că aceste acești înlocuitori de hrană, înlocuitori ai unei mese, au și ei rolul lor, supă de ciuperci, de exemplu, super shake, un înlocuitor de masă, iar super shake, acesta e cu vanilie, acesta e cu aromă de ciocolată. Da, deci sigur în situații din astea sunt foarte, foarte bune. Ia uite ce avem aici, Absolute Man. Bine, nu e un parfum nou lansat, ia să vedem. Da, foarte frumos, foarte, e fresh, foarte frumos. A, și iarăși. Cred că aceasta e o revistă dedicată fără doar și poate parfumurilor. E clar lucrul acesta. Iarăși, foarte frumos, proaspăt, foarte frumos, o să placă. Ascendant e minunat. Be the Legend, nici nu mai încerc pentru că știu, e absolut genial. Deci Ascendant și Be the Legend rivalizează cu niște parfumuri din clasa superioară, mă rog, deci rivalizează cu parfumurile high-end, parfumurile de firmă, cu parfumurile franțuzești, cum vreți să le spuneți voi, cu parfumurile scumpe. Ia uite și altele, ce avem aici, Eclat Homme, da, chiar aș vrea să încerc, ia. Da, plăcut. Foarte plăcut și acesta. Foarte frumos. Aici o serie de o serie de produse dedicate special bărbaților pentru îngrijire. Uite și gel de curățare și exfoliere. Ce mai zice? Pentru zona ochilor, un gel tonifiant, ser revitalizant și hidratant, loțiune gel anti-îmbătrânire, foarte interesant. Și setul ar costa, deci 4 bucăți, acestea 4, ar costa 250 de lei. Adică ar veni 60, nu 6 euro. 24, luăm așa la, deci ar veni vreo 60 și un picuț de lei produsul. Săpunurile acestea, acesta e foarte bun. A, și aici, uite, niște produse la prețuri, nu știu, câteodată sunt la prețuri promoționale. Și uite, așa mai găsești ceva deosebit. Uite, de exemplu, fardul acesta de ploape
e la 38 de lei și am impresia, da, uite, produsele tale la cel mai bun preț e la 56% reducere. Că, nu știu, mi-aduc aminte, nu știu, cred că promoțional aveau un preț de vreo 50 de lei, 50 un pic, sau, mă rog, hai să zicem 50. Da, și acum e 38, foarte, foarte bun. Și cu ocazia asta încerci, vezi dacă îți place, dacă nu îți place, nu știu, e o ocazie bună. Geluri de duș, săpunuri, iarăși. Foarte bună gama aceasta și are un parfum foarte plăcut. Sunt încântată. Am cumpărat periodic, am cumpărat și foarte mult, foarte mult mi-a plăcut. Ce mai avem aici? Și acestea sunt foarte, foarte drăguțe. Activel am încercat acesta, rolonul, și e delicat, adică, nu știu, nu, parcă nu m-aș repezi. Ia uite, avem noutăți la un burete de duș. Parcă nu m-aș repezi, că sunt și alte roloane cu alte arome mai reușite decât acela simplu, așa, de la Activel. Parcă nu e. Pentru păr, șampon, balsam, după aceea gama Duology. Da, e clar că acesta a fost un... E clar ce să mai... Ia uite, o noutate, dispozitiv pentru masaj corporal guașa, și costă 33 de lei. Da, ce să zic, având în vedere la ce prețuri, e un preț bun, să știți, acum stând și drept și gândindu-ne, e un preț bun, mai ales că dacă facem o comparație, cred că e niște uși aici, dacă facem o comparație cu prețurile acestor produse de la alte firme, da, e clar un preț foarte bun. Dar e interesant și acesta, deci pentru masajul corporal. Aici vă spuneam că e foarte simpatic mirosul, atât că e un pic tare și creme de mâini. Ca noutate, aceasta e foarte bună, îmi place foarte mult și o cumpăr și recumpăr, foarte bună cremă. Și ce avem? Uite, niște noutăți, săpun Neon Vibes și loțiune pentru mâini și corp Neon Vibes și are 150 de mililitri. Spune așa, săpun galben translucid, inspirat de neon, bogat infuzat cu un parfum floral scânteietor și fructat, dar nu ne spune o aromă, deci vibrantă, fructată. Și aici la fel, tot așa, o aromă florală strălucitoare și fructată, dar nu avem ceva să ni se spună, nu știu, lămâie și sau portocală și nu știu ce, nu avem indicații din acestea mai clare. Și aici, iarăși, ia să vedem. Interesant, dar nu cred că agrez, pentru că e ceva cu, așa mi se pare mie, cu grapefruit și nu prea agrez eu acel miros. Și nici gustul, nu știu de ce, mă creează un disconfort. Ia uite, nou, ediție limitată, o delicatesă pentru buze, cu aromă de pepene verde. Foarte interesant. Și e făcut asemenea pepenului. Verde la bază și roșu, vedeți carcasa, verde la bază și roșu deasupra, 12,49 lei. Da, deci asta e cu revista
Avem foarte multe parfumuri, deci da. Deși acestea sunt foarte simpatice, lacurile acestea de unghii, foarte, foarte drăguțe. Dar e clar o revistă numai pentru parfumuri, din câte văd eu aici, balsamuri din acestea transparente. Uite și rujul acesta cremos. Nu am cumpărat niciodată. Poate am să iau în revista aceasta să vedem, să ne delectăm, să ne dăm seama dacă, nu știu, cred că am să iau de curiozitate, mai ales că e și prețul acesta bun. Să vedem, nu știu, să vedem. Întotdeauna m-am temut că e prea larg în zona aceasta și se va balansa în tub și invariabil se va rupe și da. Și vine apocalipsa și tot așa, înțelegeți voi ce vreau să zic. Adică o fi ieftin, dar dacă te trezești cu el rupt din două utilizări, mai bine lipsă. Nu știu, o să vedem. Am să cumpăr și vedem. Și aici niște creioane de ochi. Așa. Și ia uite, ia uite pe albastru. Gene pregătite pentru vară. Uite, pe albastru. Și aici e black, și aici e black. Asta e waterproof. Da, și aici e pentru a-ți face genele albastre și e cu 15 lei bucata. Da, interesant. Așadar, iubitelelor, sper că v-ați distrat, dacă nu, măcar a fost ceva informativ pentru voi. Și a fost și pentru mine. E o revistă mai ales a parfumurilor, așadar, dacă vreți să cumpărați parfumuri pentru voi, că pentru voi sau vreți să faceți niște cadouri sau urmează să faceți niște cadouri, nu știu, vedeți și voi ce și cum. Altfel, eu v-am pupat și până data viitoare, până mâine, vă zic, pa, pa!